Potrivă, domnul Crișan aici de față, care e umblat prin toată lumea, știe exact care sunt nucile pecan și macadamia. Clar, alea macadam. După prețul... Macadam e unde se merge cu motorul pe macadam. După prețul de la minibar. Deci niciodată, dacă găsești pe listing-ul ăla, ei îți pun acolo o conservuță cu mai multe nucșoare de-astea și că să ronță echipurile la bere seara. Dacă sunt macadam din astea sau pecan, nu te bagi. Niciodată. S-ar putea să coste mai mult decât șampania din minibar. Alunele nu mai merg, astea. Alună și nucă. Și sămânța. Alea și nucă, sunt. Da. Nu te bagi la macadam. Niciodată. Anyway, în viața tuturor iubitorilor de fotbal, astăzi este o zi specială, după ce ieri Mourinho iar a distrus fotbalul mondial, deci a băgat autobaza în poartă. Una. 5 autobaze. Doamne, 10. Ferește, mă, dar cum, bă, cum se duce acasă la copii, mă? Nici trolebuzele n-au mers azi dimineață, că erau toate băgate. Te întreabă ei, amici, tati, cum a ajuns în semifinale Champions League? E, a stat cu fundul în poartă. Și nu odată, de vreo 4-5 ori. Și, și să vezi că iese și în finală. 1-0, am și vorbit cu băieții minute 86 de goluri. Nu-l mai suport, nu-l mai suport. După și ziua de ieri... Astăzi vine meci ca lumea, sau așa credem noi. Da. Real era să zic cu Barcelona când m-am uitat la Guardiola. Și eu era Real și cu Bayern München. Alea sunt. Să rămână, mulțumesc mult. Nu te atinge. Nu, lasă să fie. Eu țin post azi de Sfântul Gheorghe. Mulțumesc mult. Astea de getar. Nici stai puțin. După aceea că am pus mâna pe ele și să nu fie am mai văzut clube de astea. Bun, ideea este felul următor. Joacă Real Madrid cu Bayern München. Da. Și antrenor este Pep Guardiola. Acum pentru mai ales pentru doamne, care, bă, iar începe cu fotbalul, nu contează, este vorba de un antrenor de fotbal. Da. Și de ce l-am adus pe băiatul? Dau drumul un pic cu sonor, dacă se poate, conferința de presă de ieri de dinaintea meciului. În primul rând să observăm paharul cu berică, de nu e pahar cu berică, e numai sticla, că n-ai voie să arăți așa, și aia e de plastic. Făcut gulerul frumos. A, este machetă. Este machetă, dar Barcelona are contract cu ei, că au pus nu acolo. Mai zice Barcelona. Real Madrid, ăsta, Bayern München. Bayern München are contract cu ei și trebuie să apară Bericioica acolo. N-ai voie să pui lichid. Bun, hai să nu mai pierdem vremea. Și începe Pep Guardiola, deci un antrenor de fotbal, nu contează de la ce echipă e, să vorbească. Ia. Gute Leistung, gute Performance. În germană, corect? Vorbește și german. El având un an de zile acolo. Deci a învățat germană la banii aia. Da, la banii aia înveți orice. Bun. Aia săraca dă să traducă nu știu ce. Deci au trecut 15 secunde, da? Tot clipulețul are un minut. Atenție, el e spaniol, aia traduce în spaniol. Da, că el a vorbit în german. Ok. Bun, mergem mai departe. Bă, la mea gen că... Începem puțin în catalan. Si jugă în semifinal, să... Aha. Da? Îmi cuiderea igual, să nu se înfila contra un Madrid cu un altă. Asta la Barcelona. L-a întrebat unul în catalan, a zis omul, bă, răspund în catalan, mai ales că el e și pro-naționalist și nu știu ce, da. Cu Catalunia, cu tare. Deci, una, repet încă o dată, poate am zis, un antrenor de fotbal, adică băiatul nu e traducător din Shakespeare. După un an de Germania. După un an de Germania, da? Bun. Aia iar traduce spaniolă, aia fiind spaniol tot din sală. Da. El fiind spaniol. Și el râde, nu prea ai tradus bine, dar hai, uite cum face. Hai, lasă, nu-i nimic, ești, doamnă, se... Da, e ok, e ok, zic. Da, dai foarte. Acum începe ea. Acum o dă pe spaniolă, pe castellană. Ca să nu mai bage în ceapă, să nu mai așa. Vorbește frumos cu Champions League, cu Dumnezeu. Aia nu mai are ce să mai traducă. Din spaniolă în spaniolă. Da, bun. Da? Și acum în engleză de final. A început și în engleză de final, da? Băiatul mai vorbește, stăpânește franceza și vorbește italiană pentru că a jucat la Brescia. Vorbește bine, l-am auzit. Și punct cu asta ce să mai... Un antrenor. Așa. Un banal antrenor. Ca să înțelegem context. Acum, el este antrenor la Bayern München și a jucat cu băieții ăștia de la Eintracht Braunschweig săptămâna trecută. Ăsta este adversarul lui, cum ar veni, da? Antrenorul. Antrenorul i-a bătut cu 3-0 Bayern München, ăsta a zis meci frumos, nu știu ce, antrenor de fotbal reține și zice, dați-mi voie și eu acum să adresez câteva cuvinte lui Pep Guardiola, care urmează să... Rivalul. Da, rivalul. Deci el a învățat, da? El a învățat, citește după foaie, mult noroc, dragă Pep, la meciul pe care o să-l ai pe Santiago Bernabeu. Dar erau rivali aici. Rival, mânca să bătai cu 3-0. Mamă. Deci s-a terminat Becia cu retatea cu 3-0. Și el a zis, dați-mi voi să spun și eu câteva cuvinte în spaniolă,
Mă doresc mult succes, domnul Pep, cu tare, nu știu, asta da? E, bă, asta e... Germania. Și acum merge puțin în România. Bă, ce nervi Germania da? Ăștia. Exact. Și acum merge puțin în România. Vă rog să vă uitați la Dinu Gheorghe, care este președintele celor de la Astra. Rugăminte, da? Vine ăsta, dă mingea în aut, încearcă prima oară să-i pună piedică, nu iese și îi pune acum. Hop, ușor, tată, ce faci? Da? N-am făcut nimic. S-a făcut. N-am făcut. Hai să mai vedem o dată, că poate nu ne-am înțeles, da? Deci, atenție, da? Hop. Bun. A încercat odată, n-a putut. O, pușoara cu ce faci, mă, bă, ăla să sară la gâtul lui jucătorul, n-am făcut nimic. Nimic, pantofi. Nimic, nu, am un număr mai mare. Deci asta este diferența, uite, încă o dată. Nu da. Mai, nu mai, ce da. Sunt. Gata, hop, hop. Ai pulea piei. Președ, ce faci, mă, te biedici cu ta? Deci am vrut. Gestul, bă, că nu da. Lovea, dar a fost, gest. A fost un răutăcism ăsta ce am făcut acum, dar da. Ca să vedem care este exact diferența și unde... Bă. Țineți minte când ați râs de mine, bă, cu bășcălie, opricene, nu știu ce, cu delfinii? Că au fugit doi delfini, v-am zis, de la o bază din Odessa și nu se știe când stai pe plajă la Saturn frumos cum vezi delfinul spion că este? Delfinul bă, spion. Bă, opricene, că încărcat cu nu știu ce. Uitați știre de pe site-ul nostru de pe A1.ro, americanii sunt pregătiți de luptă și aduc delfini soldați în Marea Neagră. Nu cred, și ei da? Au nebunit. Atenție mare de tot. 20 de delfini da. Și 10 lei de mare vor fi transportați cu avion. De la o bază militară din San Diego, special pentru exercițiile desfășurate de NATO în apropierea țării noastre. Vine delfinul cu avion. Și 10 lei de mare. Lei de mare e șef. Ideea este felul următor. Dacă, Doamne ferește, stați pe plajă, la Magalia, la Eforie, la Neptuncă... De întâi mai acum. Întâi mai se deschide sezonul, la Vama Veche. Că da. Zici, bă, cât am băut de văd delfini și lei de mare, spioni. Da. Chiar sunt pe bune. Dacă iese cineva da. Cu aripioare din aia dorsală și vă fotografiază sau filmează... Sau nu sunt de la Ceau. Atenție, sunt chiar americani. Vă rog să stați decent îmbrăcați. Nu băgați mâna cine știe unde să creadă delfinul că îi dați momeală. Da? Leu de, cu leu de mare, nu te nu joci? Nu te joci, ăsta dacă umbli la imediat vine hap. Aveți... Sunt antrenat să detecteze scafandrii adversarilor. Rugăminte, nu mai umbla cu scuba, nu știu ce, cu asta. O săptămână că nu durează mult. Vine leu de mare, râs degeaba, dar... Stai, stai mă mică, uite că ne face poză delfinul. Ăla iese... Și neapărat fetele care nu știu cum se vor îmbrăca anul acesta și încă se perpelesc. Mai ales la Vama Veche nu prea se îmbracă. Vă rog mult de tot, da. Ușor cu marmota să fie tunsă. Da. Da? Pe și... nu moară delfinul american de inimă. Adică la corect, că la american nu se mai poartă de mult, e pe brazilian. Da. Atenție, uitați-vă și voi pe net ce se mai poartă da. În domeniul de frijuri. Și să aveți tot timpul Facebook-ul deschis, că delfinul cred că după ce face poză, hop, mă urcă pe Facebook. Și să nu se vadă cotofană. Dincolo la cele pudice, vă rog, dacă purtați cu triunghiuleț, cu tanga, nu știu, neapărat steagul Americii să fiți recunoscute corect. Ca fiind pro-americani. Bun. Și să vă arăt, a terminat cu dar rămânem la animăluțe. Hamsteruțul ăsta simte că se apropie război și că se termină lumea. Ați văzut hamsteruțul? Nu. El vine, hamsteruțul are 7 morcovași acolo, să vedem câți din ei poate să... Uitați-vă la fața lui, în primul rând. Deci unde sunt primul morcovel? Dar nu-l mănâncă, îl bagă, nu-l bagă, îl bagă acolo. El știe că se apropie războiul, Doamne ferește. Unde sunt al doilea morcovel? Nu cred. Da? Așa. Deja fața, uitați cum s-a modificat. Luăm pe al treilea morcovel, îl îndesăm, deja arată mai fioros. Îndesăm al patrulea morcovel. Patru? Așa, luăm al cincilea morcovel și deja ni se face rău, ni s-a plecat ăsta numai între el, îndeasă, stai mă, ușor, că mă duc să mai vă dau cu capul pic de pereți, că poate mai intră, să-l mai îndes un pic, da? Bă, așa de urât arăt eu, mă, zice, deci cinci morcovel au rămas, da? Ultima, te rog, Cătăline. Ultima, mai țineți minte cu raliul acela cu, băi, purere, aoleu, băi, da? Taurete, potolește-te, bă, da? Cu tare, da. Acum avem un copilaș mic undeva la etatea de 5 primăveri. Împreună cu tatăl său. Mașină de curse. Uite, îl dau și un pic mai mare. Da. Țineți minte reacția. Taurete, voi sunteți nebuni, da, cu tare. Îl înjură. Și înjură. Da. Acum să vedem copilașul. Altceva. Îți place, mă, pule? Uite, ia culă la... Este, mă! Uite, bă, fericirea asta e pură. Și tatul zdruncină un picuț așa pe circuit, adică nu? Dar copilul nu are nicio teamă. Da, în curând oferim această șansă unui telespectator. De vineri începem. O să aducem aici o
un simulator de mașinuță de raliu. Ne batem pe timp, pe puncte și mai ales pentru un loc în dreapta într-o mașină de 4Rider la Raliul Aradului, care se întâmplă în weekendul ăla cu 8 și 9 mai. Abia aștept să vedeți.